Hei, stau la toată lumea și bine m-am regăsit la un episod, fraților, de Call of Duty Black Ops 2. Bă, de când am mai făcut noi seria asta, frate? Why? Deci deja mi-era dor de ea. Glumeam, am jucat și pe live acest joc, adică Call of Duty Black Ops 2. Dă-ți un pic să-mi trai microfonul mai încoa. Ok, gata. Am jucat și pe live Call of Duty și am să joc și un videoclip, pentru că am văzut că v-a plăcut pe live. Da, este jocul care am început eu, frate, să joc eu Call of Duty. Adică ăsta e cam primul joc care am început eu să joc Call of Duty. Ah, fuck, am Razer Synapse pornit. Stați numai o secundă. O secundă. Că Razer Synapse se cam ceartă cu jocul ăsta. Dacă aveți Razer Synapse și vreți să jucați Black Ops 2, nu se pupă între ele. Gata. S-a reparat. Mere ok. Bă, se aude cam încet. Wait. Man. Ok, e ok acum. Deci da, frate, nu știu, frate, asta e jocul practic care am început eu să joc shooter mai mult. Atunci, fix în anul în care m-am apucat de jocul ăsta, m-am apucat și eu, mă, pe ăsta mâncați. Ești, mamă, de când am mai jucat nici mai am reacții, frate, ești nebun. Aici trebuie să fie unul, trebuie, hai, haideți, că aici era... Nu știu, pur și simplu, frate, îmi place, am vreo 1000 ceva de ore adevăr pe el, dar, da. Am jucat și cracat, mamă, deci îmi plăcea jocul ăsta la nebunie, frate. Nu știu, pur și simplu, să faci așa rank. Aici m-am speriat de asta. De acolo trebuie să vină, frate. Eu uite-mă pe bulangiu. O, respect, l-am luat pe fraier. Da, hai repede pe aici, hai repede, nu mă lua în pușca. Da, deci vă zic încă o dată, dacă aveți Razer Synapse, nu se pupă bine cu jocul, deci trebuie să-l închideți. Adică, nu știu, mie mi se mișcă mouse-ul ceva de genul. Ia uite-mă. Mie mi se mișcă mouse-ul ceva de genul. Deci, pur și simplu, mi-o ia razna mouse-ul, frate, și nu e bine. Nu-mi place mie, nu ia uite-mă. Stai că mi-am luat arma asta altă. Ia uite-l, mă! Bă! What the fuck? Deci m-a așteptat bulangiu, stai. Uite-l, mă. Da, mi-a dat cuțit, mă, futut. Am vrut să mă întorc să văd ce era chestia aia. Bă, am grenadă, ce-i spune nimicul? Să mor tu, că l-omor grenadă. Aaa, păi a venit prea repede, dacă mai stătea un pic acolo, acolo e. Aba, nu. Da, o să mai postez jocuri, adică acum trebuie să mă grăbesc, să filmez cât de mult pot eu. Pentru că, ia. Ia uite-l pe bulangiu. Dar trebuie să filmez cât mai mult pentru... Bă, coaie. Trebuie să filmez mai mult pentru că plec la mare și trebuie să aveți episoade. Dacă n-aveți episoade, mi-au bătaie. Glumeam, nu mi-au bătaie, dar trebuie să aveți episoade. Asta-i... Bă, coaie, dar de unde trag? Coaie, mâncați iași! Uai, cred că s-a genul ăla de idioți care stau așa tot jocul, stai. De ce nu mă pot pune jos? Bă. Și stau așa, frate, tot jocul. Uite așa stau. Și când te văd, te omoară. Care-i farmecul, frate? Uite-l, bă, dar de unde a apărut? Că am stat acolo, n-a fost nimeni și acum eu când plec, vine și mă moară. Futu-ți, era să aia în cur. Da, o să filmez și alte jocuri, frate. Mi-am instalat Minecraft, adică nu, I don't know what is wrong with me, dar mi-am instalat Minecraft. Uite-l, frate, de ce nu mă... De ce... O să mă ia, cred că o să mă ia, că poate să mă ia prin asta. Bă, poate, fac, știam că poate, dar... Na, ia. Da, poate să mă ia, adică în Call of Duty Black Ops 2... Pot să puș cam prin orice perete. Aproape prin orice, adică nu chiar prin orice. V-ați prins voi, adică aproape prin orice perete. Adică uite. Uite, prin peretele ăsta pot, ia uite. Ia uite-l, l-am văzut aici, l-am văzut. Vine pe aici, vine pe aici. Unde-i mă bulangiu, frate? Da, aparent am 3 kill-uri am. Oho, 3 kill-uri, păi suntem pe respect. Deci că suntem pe respect, ce dracu. Ia uite-l, de la mine, da, mă rog. Ce să-i faci, nu sunt cel mai profesionist gamer pe faza asta, pe... Ia uite-l! Da, mă, coaie, mâncați! Așa, uite-l, frate, ia! A, bine, frate, futuți. Bă, nu, frate, trebuie să-l... Adică aici, dacă vezi pe cineva primul, ai... A venit maica mea, ca sper să nu intre peste mine, dar nici... Uai, asta e shotgun. What the fuck, este... Ce? O, l-am luat. Bă, arma asta e destul de ok dacă ești la apropiere de... Namic, adică... Dacă e cum e acolo, n-ai cum să-l omori. Adică nici măcar nu-l vezi, pui mei. O, ce asta? Bă, și asta e ok. Pus-i toate armele de pe jos. Cum au omorât? Îmi zici mie? Bine, frate, știau și ăla în puii mei. De unde mă știa el acolo? Futu-s era sa aia. Da... Stai, mă scarpină coaiele. Ei, de ce vă scarpinați? Coaie, în timpul videoclipului. Băi, nu-i frumos. Nu-i frumos. Băi, frate. Uite că iau pe aici. Băi, dar nu mă lasă, deci... What the fuck? Uite-l, mă, frate, asta e dezavantajul să ai shotgun, man. Asta e dezavantajul, nu vă mai las shotgun-uri.
Luați-vă rifle-uri sau SMG-uri. Uaa, ce șmecherie aici, dar mă poate lua pe la spate, mă. Uai, șmecherie aici, să stai chem, dar mă ia pe la spate, deci nu-i bine nici așa. Adică, na, zic că nu-i prea bine. Ia uite-l. Băi, bulangiule, vină mă înapoi, stai că mă scar bine gâtul așa. Băi, bulangiule, ia treci mă tu înapoi, frate. Ia treci tu înapoi, frățiorul meu. Uaa, ce bubuit, bă. Da, se aud sunete de fundal, nu băgați în seama. Adică oricum nu se aud prea tare, dar se aud așa niște voci. Da, nu se înțelege. Dar nu contează, v-ați prins voi. Uite-l, frate, cât... Deci nu-mi vine să cred. Deci chiar nu-mi vine să cred, frate. Nu, no, deci e... Nu știu, frate, ia. Ia, cât e? A. Imediat se termină meciul ăsta. Cât a durat? 4 minute. Ha, ba nu, mai durează 4 minute. Bă, și am dat și Free Fire, am dat... Bă, dar uite, vezi că ăsta are rank slab, are 26 și eu am 32, dar știți cum e aici? E ca un fel de serviciu medal, adică ajungi odată la rank 5-5 după aia ți-l resetezi. Na, eu am trecut de rankul ăla 5-5, odată. Bine, am jucat ca un life-ul, nu de alta, că e ușor, adică o faci un kill, îți crește un pic aici, știi? Adică e pe kill-uri aici, nu e că câștigi un meci, că pierzi, știi? Deci nu se compară cu alte jocuri, că zici că nu știu ce. Haide, boss! Ua! GG. Foaha! Nice, eu, stai, și cum îți putezi. Bă, deci mă enervează când zic tu-s proștiez, dar era 75 la 74, adică mai un punct dacă făceam, îi băteam, știi? Adică ei zic că e ez, numai că... Practic ne-au bătut, adică ne-au bătut la limită, știi? Adică, uite, la limită, limitelor, frate. Bă, voi vedeți că scortabul e aproape identic, frate. Oooo, respect. Și pot să mai împun ce n-au creduri la armă, ia. Ce avem să împun? Hai să vedem. Oricum le-am pastea bune, adică n-am ce să mă plâng, asta ar vrea să-mi pun un... Bă, tot ăsta mi-aș pune, frate. Adică calitatea aici doar îți dă... Ia, stai, bam. Și care mai e ăla? Uite ăsta, bam. Da, asta are aia, calitatea maximă, frate. Bă. Îmi pun... Supresor, frate. Range. Ăsta mi-l pun, frate. Stand-off. Asta o vreau, mă, stand-off. Asta e șmecheră mapa. Oricum, asta pică, e clar că pică asta. Adică... Știu că odată o trola niște oameni, gen, erau 4 voturi pe mapă și un vot pe altă mapă. Și fix în ultima secundă au votat aia la altă mapă și aia era o mapă de căcat, adică na. Și au fost trolleri la maxim, frate. Ok, oricum mai jucăm doar meciul ăsta și încheiem și noi episodul, că... Na. Bă, stai, am pus pe a doua armă supresorul, nu? Normal. Da. Ok. Da, eu oricum v-am zis eu pentru... Păi muncesc oricât. Acum că eram acasă și nu prea apucam să postez, era altă fază. Da, acum trebuie să filmez, trebuie să aveți că eu plâng la mare, logic. Nu pot să zic că sunt încântat de chestia asta, adică... Da, oricum v-am zis, daily vloguri de la mare, cel mai probabil, adică cel mai probabil. Adică, na. Și de ce era acolo desenat o pulă? Hei! Băi, nu-i frumos! Adică, odată ce am 4.000 de abonați, aproape 5.000, trebuie să filmez. Pentru... Ia uite-l, mă, frate, cum stătea acolo ca o hienă, băi, era lipită de perete, mâncați așa. Trebuie să fiu foarte atent. Ești foarte atent, trebuie să fiu, frate. Foarte atent. Da. Uite așa cu Free Fire, mă duc pe ei. Acolo. Bă. Uite-l, frate, pe ăsta, ești nebunul, luat ăla pe la spate, wow. Da, băi, dă-te, mă, frate, o să filmez și CSGO, probabil, adică CSGO n-am mai jucat de ceva timp și, wow, mâncați așa. Da, am Windows 10 din nou, dacă mă întrebați, adică am făcut video ăla cu Windows 7 versus Windows 10, chiar e mai bun Windows 7-le decât 10-le, numai că mi-am băgat Windows 10 că aveam probleme cu unele jocuri pe 7, adică nu suporta, nu știu ce, direct, mă, și, uite-l, pe bulangiu futuți, așa și... Am băgat 1.10, adică dacă vreți să jucați jocuri super noi, cum ar fi Battlefield 1 și chestii de genul, băgați-vă Windows 10. Dacă vreți să jucați jocuri mai vechi, cum ar fi Sampu și alea, vă băgați Windows 7. Eu cum joc Battlefield, adică joc și Battlefield și jocuri super noi, Sampu-l joc așa, din plăcere, da. Adică bine, toate jocurile le joc din plăcere, da. Zic așa că ai de... Joc... Na, pui mei, frate. Numai că pe Windows 7... Aveam probleme cu Battlefield-ul, aveam frame drop-uri super des, adică ați văzut așa că l-aștept aici. Ați văzut că și în video-ul ăla
cu Windows 7 versus Windows 10. Pe Windows 7 am avut la un moment dat un frame drop super nasol. Deci, vă dați seama că pe Windows... Ia uite-mă pe asta. Că pe Windows 7 sunt și frame drop-uri în jocurile mai noi. Și asta e nasol. Na. Chiar dacă Windows 7 s-a descurcat mult mai bine în majoritatea jocurilor. Adică am făcut mai multe teste, nu doar alea. Doar pe alea le-am arătat că n-am făcut mai multe teste și fără să le filmez, gen, știi? Și s-a descurcat super bine Windows 7-le. Dar, na, câsă. Acum, eu am făcut video la doar să vă arăt care e mai bun, nu să vă oblig. Frate, băgați-vă Windows 7 că e cel mai bun. În niciun caz nu este. Vă băgați și Windows 7 voi. Ce-a, ia. O, mamă, am deblocat ceva, frate. Uuu, șmecher. A dat pe aici, vine. Vino pe aici! Mă rog, m-am mințit, a venit fix pe cealaltă parte. Dar, futu-ți, mă ia, deci mă ia. Băi, cu shotgun-ul tău. Ok, aia e mașina de spălat care face tic-tic-tic-tic-tic-tic, pentru că are probleme cu capacul, adică nu mai are prinzătoarele alea și când se mișcă tare, când bagă tare, sare capacul așa un pic și na, se aude tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, știi, și na, uime, câstiv. Băi, ce șmecher e 5-7-ul ăsta, vreau și eu. Hei, mie de ce nu mi-i dai, frate? Mori, mori! O, bă, stai, nu mai are reclamația asta, băi. Dă-mi 5-7-ul înapoi, băi, 5-7-ul. Hei. Bă, îmi place 5-7-ul ăsta, am ce să zic. Bă, frate, nu știu, nu mai sunt jucători mulți pe Call of Duty Black Ops 2, mai sunt 500 online, frate. 500 și erau vreo 30.000 prin 2012 când au apărut, frate. Deci 30.000 erau online, gen, pe camere. Și acum mai sunt... ok, ce era cu tipul ăla? Ce avea așa lag? Hei, nu contează. Mamă, deci pierdem tu... Futuți, uite-l mă, uite-l mă, pe bulangiu, futuți, bulangiu tău. Poate să mă ia prin perete, dar de ce trage și nu știu. Uai, cu... Bă, mori mă, atât, a murit băiatul și acum vine pe aici și o să-l iau cu 5-7-ul și vine pe aici. Băi, mori mă. Dacă vreți să joc și MV3, Modern Warfare 3, și o să fac rampage-uri. O să fac rampage-uri de alea cu buții, gen, adică, e destul de ok. Adică, e un level, eu mori, după aia, cu niște bani poți să-ți cumperi altă armă și te protejezi mai bine și chestii și e super șmecher, adică, na. Adică, bine, nu dacă vreți, că oricum trebuie să-l filmez în seara asta. Adică, mi s-a ales repede Modern Warfare, ia uite, de la mine. O să mi s-a ales destul de repede Modern Warfare 3-ul, de fapt, nu 2-ul. Că, na, 2-ul mai vechi. 3-ul și o să fac de-alea cu rampage-uri de-alea pentru că... V-am zis. Bă, trebuie pe rete, iurea, poate le iau pe bulangiu. Uite-l mă cum a luat, frate, băi, coaie. Bă, mai sunt 5 minute, dar oricum o să terminăm mai rapid. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l pe bulangiu. O, respect, frate, ce-ai făcut? Nu știu ce-ai făcut. E împiedicat? Probabil. Să zici că e dragon-uri, frate. Deci zici că e dragon-uri și bam! Era culmea să iau punul. Adică era super culmea. Ia uite-l, frate. Oh! Păi frate, ce-ai făcut? Respect, ce să zic. 66 la 66 și m-a luat. Adică puteam să stau să nu mă lupt, dar Raul a zis să se facă luptă. Lol, eu am tras gen random acolo. Bă, hai că e bine, ai putut să câștigăm. Putem să câștigăm. Putem să câștigăm. Putem să futuți morții mătii. Da, o să mai fac și jocuri horror, adică am zis că o să fac jocuri horror, dar bine mă, victorii, fraților! So, ace. O să ieșim. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut și de like!